Clarisa era căsătorită cu Sergiu de aproape un an. Nu s-a căsătorit din mare dragoste. Clarisa era deja în vârstă de 30 de ani. Din când în când ieșea cu prietenii ei și toate conversațiile prietenilor ei începeau cu glume despre Clarisa. Și când te căsătorești? Încă aștepți un prinț și vei ajunge singură în trenul maternității. Nu poți găsi un bărbat pe viață. O să ajungi doar o bătrână. Gândește-te cum va decurge bătrânețea ta. Și apoi începură să vorbească despre bebeluși. ce? Despre toate lucrurile pe care Clarisa nu le înțelegea Hei, oameni buni, nu uitați să intrați și pe canalul meu principal, Simeon Tomița, unde deja postez și acolo povești foarte interesante, deoarece mulți dintre voi m-ați rugat căci doriți mai multe povești noi și interesante. Iată că a sosit momentul să fac acest lucru și v-aș fi foarte recunoscător dacă m-ați susține cu un like și un comentariu și de asemenea să priviți poveștile cap-coadă, deoarece doar astfel YouTube-ul poate recomanda povestea și altor persoane. Persoane. Pentru voi sunt doar câteva secunde sau minute, însă pentru mine este un lucru foarte, foarte important. Vă mulțumesc! Când Sergiu, un coleg de serviciu serios și singur, a început să-i arate lui Clarisa semne de atenție, ea ca și cum s-ar fi agățat de un pai și a acceptat curtea bărbatului. Sergiu a fost și el până la 30 de ani, foarte demn și deloc nepoliticos în a se oferi ca partener de viață pentru Clarisa. Sergiu nu fusese niciodată căsătorit, nu bea și nu fuma. Din toate punctele de vedere, era un bărbat bun. Singurul lucru era că locuia cu mama sa, iar acest lucru o făcea pe Clarisa să se simtă puțin incomod. Dar, când, după șase luni de relații, bărbatul i-a propus să o cunoască pe mama lui, Clarisa a luat foc. Asta este. Era pe cale să se întâmple. Sergiu o iubește și vrea să se căsătorească cu ea. Mama lui Sergiu a primit-o destul de favorabil și i-a dat un dăver de fiului ei. Clarisa nu s-a gândit prea mult la momentul respectiv. Da, mama alesului o aproba, deci era normal. Părinții ar trebui să accepte viitorii membri ai familiei. Au avut o nuntă modestă în apartamentul Clarisai. Au fost prezenți mama mirelui și câțiva prieteni ai miresei și mirelui. Sergiu s-a mutat cu ea imediat după nuntă. Părinții femei muriseră de vreme și îi lăsaseră fiicei lor un apartament frumos și spațios. Și Sergiu toată viața lui a trăit cu mama lui, așa că nu a existat nicio alegere pentru cuplu. Și totul era liniștit. Viața de familie a cuplului era pașnică, nu se certau. Sergiu a fost grijuliu și a tratat-o pe Clarice cu respect. Singurul lucru care o deranja era că soțul ei venea adesea acasă doar pentru a-și petrece noaptea și tot timpul liber era cu mama lui. Clarisa a încercat să-și exprime nemulțumirea. Sergiu, tu nu ești niciodată acasă. Nu te simți bine aici. Sau te-am înțeles eu greșit. Ești nemulțumit de mâncare. De ce îți petreci tot timpul în preajma mamei tale? Oprește-te, Clarisa! Mama e foarte singură, fără mine! Practic am trăit împreună toată viața noastră, nu vezi asta. Așa că hai să mergem amândoi să o vizităm pe mama ta. O să-i aducem niște cadouri. Eu o pot ajuta prin casă. Care e problema, Sergiu? Clarisa încerca să găsească un compromis. Sau mama ta e atât de reticentă să mă vadă încât te furișezi la vechea ta casă. Clarisa, nu mă face să aleg între tine și mama mea. Țin la amândoi. Nu te voi pune să alegi, dar ține minte că nu-mi place cum decurge viața noastră de familie. Soțul ei a dat din cap cu supunere și s-a întors la mama sa. După o vreme, Clarisa nu-i mai păsa ce părere avea soțul ei despre ea și cu mama lui. La câteva luni după nuntă, femeia s-a simțit rău, slăbită și cu greață. Ginecologul a confirmat suspiciunea femeii că așteaptă un copil. Clarisa s-a repezit acasă pentru a-și bucura soțul. Sergiu, sunt însărcinată. O să fi tătic. Reacția soțului ei a fost descurajantă. Serios. Mă duc să-mi fac mama fericită. Deci nimeni nu-i va mulțum viitoarei mame. Nimeni nu o va lua în brațe și nu o va învârti prin cameră exprimându-și fericirea. Sergiu a plecat să stea cu mama sa. Iar Clarisa s-a simțit atât de singură. Simțea că a trăit singură în tot acest timp și că a fost profund înșelată atât de căsătoria ei, cât și de speranțele ei de a avea o familie fericită. Clarisa doar își strângea în brațe burtica încă mică și plângea cu amar. Sarcina a fost dificilă. Aproape 40 de ani și cu primul copil. Tensiunile sarcinii s-au abătut asupra Clarisai, toxicoza neîncetată, picioarele grele și slăbiciunea constantă care se transforma în pierdere de cunoștință. În cele din urmă, a fost internată în spital. Se afla într-o cameră cu câteva mame tinere și mai puțin tinere. Ca de obicei, unele au fost vizitate de soții lor, altele de rude. Dar nimeni nu a vizitat-o pe Clarisa. Soțul a fost preocupat, spunând că nu poate veni. El afla despre starea soției sale prin telefon. Era teribil de rușinată, practic o mamă bătrână, după cum credeau medicii, și singură. Ea fiind căsătorită în mod oficial, era singură. Vecinii din salon au întrebat-o. Cum așa, Clarisa? Copilul are un tătic, tu ai un soț, Viața ta este atât de rea încât zace aici singură și tatăl copilului nu vrea să aibă grijă de el. Nu! Fetelor! Fata era stânjenită. Soțul știe și sigur va veni. Iar viitorul tătic afla despre starea bebelușului doar prin telefon. Nu a venit la secție, nu a adus fructe, doar a sunat din când în când. Într-o zi, o femeie din salon a întrebat-o, Clarisa, ai de gând să-l acuzi pe viitorul tătic? Crede că bebelușul se va întreține singur. Nu pot face asta. Fetelor, nu-i pot cere nimic. Vezi tu, el nu a venit niciodată la spitalul meu, așa că nu are nevoie de noi. Poate că are o altă femeie. Da, are o altă femeie. Iar numele ei este Mama. Și încă o familie unde locuiește. E casa mamei lui. Iar Clarisa le-a povestit colegilor de salon despre scurta ei viață de căsătorie. Da, au spus asta când au auzit povestea Clarisei. Deci, soțul tău este băiețelul mamei? Credeți-mă, este mai rău decât să fii alcoolic. Și Clarisa a răspuns. E adevărat, fetelor, beția poate fi tratată cumva. Nu te poți lupta cu soacra ta. Chiar înainte de naștere, Clarisa și-a sunat soțul. Sergiu, o să nasc în curând. Vrei să ne întâlnești? Ai aflat dacă e băiat sau fată? A întrebat-o soțul ei. Eu și mama ne întrebăm pe cine așteptăm. Oh, da! Clarisa s-a indignat. Așteptăm. Niciodată nu te-ai învrednicit să mă vizitezi în spital. Nu-ți pasă cum mă simt. Ei bine, e un singur lucru pe care îl poți aștepta. Eu din spital. Și eu aștept tripleți. Doi băieți și o fată. Și femeia a închis telefonul. Colegii de cameră au rămas încremeniți și s-au uitat la Clarisa nu cumva a exagerat cu numărul de copii. Genul acesta de informații ar da peste cap chiar și unui bărbat normal. Și tu îi spui asta băiatului mamei. Mă scoate din sărite. Eu și mama mea ne-am hotărât, noi ne interesă. A ironizat Clarisa. Tu și mama ta puteți să vă duceți dracului. Nu mai suport fetelor lasă-i să se ducă undeva mai departe. O să mă descurc cumva. Oricum va plăti pensia alimentară. Câteva zile mai târziu au început contracțiile. Clarisa a născut greu, probabil din cauza vârstei sale. Dar o zi întreagă de agonie a dus-o pe femeie la o stare de leșin. Când au dus-o în camera ei după travaliu, aproape leșinase deja din cauza epuizării. Aproape a adormită, femeia a auzit telefonul sunând. Vă ascult! Clarisa a auzit vocea soțului ei. Felicitări pentru nașterea copiilor! Mama și cu mine am decis că cea mai bună opțiune era să păstrăm doar un singur copil. De preferință, un băiat. Lasă-i pe ceilalți să stea în maternitate. Nu avem nevoie de atâți copii. Cred că vei fi și tu de acord cu mine. Ce vrei să spui? Clarisa se sperie. Sugerez în mod serios să aleg cel mai bun. Ca dintr-un magazin și să îl las pe cel care nu se potrivește. Voi sunteți măcar normali. Pur și simplu nu pot să cred că într-un cap normal și sănătos poți avea astfel de gânduri. Este propriul tău sânge și te comporți ca și cum ar fi o alegere de piese. Să decizi cum vor trăi copiii. Să nu mă mai sun niciodată. Îmi voi crește propria mea familie fără tine. Și sper să nu intri niciodată în viața noastră. Ai o șansă. Poți alege ce este mai important pentru tine, mama ta sau familia noastră. Clarisa s-a lăsat pe spate, obosită, pe pat și și-a deconectat telefonul. Clarisa, ești sigură? A întrebat femeia din salon. Bărbații nu sunt suficienți, trebuie să îi ții în siguranță. Și trebuie să te ții de ei. Nu-ți va fi frică să rămâi singură când se va duce la mama lui și tu vei fi singură. Fără ajutor, un astfel de bărbat este totuși un bărbat. Așa este, fetelor! Ce om? De ce și-ar dori o femeie sănătoasă și autosuficientă, un bărbat atât de lipsit de valoare? Cine? La 40 de ani, nu poate scăpa de fusta mamei sale. El nu este un zid, un protector sau capul familiei. Ce siguranță există cu el? Este fusta mamei sale! Câteva zile mai târziu, Clarisa s-a întors în apartamentul ei și a înțeles imediat alegerea pe care o făcuse Sergiu. Nu mai rămăsese nimic în apartament, până și periuța de dinții fusese luată. Ieftinule! Femeia a zâmbit în timp ce se uita prin apartament. Slavă Domnului pentru asta! A strigat Clarisa în apartamentul gol. Mai bine singură decât cu asta! Și așa a început viața ei de mămică, plină de lucruri plăcute și neașteptate. La vârsta ei știind doar teoretic cum să aibă grijă de un copil, Clarisa s-a lăsat în întregime în voia sfaturilor prietenilor ei căsătoriți de mult timp. Unii dintre ei au donat un cărucior, alții un pătuț, iar la unii copii au crescut și au lăsat în urmă haine. Celelalte, experimentate și înțelepte, au continuat să aibă grijă de prietena lor, mamă, la prima naștere. Într-o zi, femeia și-a terminat toate treburile de mamă, a făcut curățenie în apartament și a decis să tragă un pui de somn. Dintr-o dată, ușa apartamentului s-a deschis și Sergiu a intrat. Clarisa a ieșit pe hol și a rămas stupefiată când și-a văzut soțul. Dumnezeule! Ce fel de oameni au venit să ne vadă? Nu ți-e frică. Dacă află mama, va fi un dezastru. Oprește-te eu. Sergio agoniza. Am venit să-mi văd copiii. Nu ai dreptul să-mi refuzi contactul cu copiii mei. Și cum ai început să vorbești? Se indignă Clarisa. Dintr-o dată îți dorești copii. Nu-ți e frică să le vezi pe toți deodată. Și dacă unul dintre ei plânge, ce vei face? Clarisa, am băut deja un pahar pentru curaj și am mers împotriva cuvântului mamei mele. Noblețe! Sunt gata să-ți accept copiii tăi! Copiii mei! Ești un erou pentru că ți-ai văzut proprii copii, chiar ai băut să fii curajos! Vino să-i cunoști! Clarisa a deschis ușa dormitorului și în pătuți dormea un bebeluș. Sergiu părea dezmeticit. Deci ai acceptat oferta noastră și l-ai lăsat pe băiat. Prostule! Ți-ai permis măcar pentru o clipă. În mintea ta, prostuță, să te gândești că aș putea să-mi las copiii. Să le abandonez într-o maternitate. A fost un test prost și nu l-ai trecut. Și acum am cerut divorțul. Nu te pot împiedica să-ți vezi fiul, dar tot vei fi un tată de duminică. Și crede-mă, îmi voi crește fiul să nu se mene deloc cu tatăl său. Spre deosebire de tine, fiul meu va crește și va fi un bărbat adevărat, nu o anexă a mamei sale. Toți oamenii iubesc în părinții lor. Doar în cazul dumneavoastră, dragostea dintre mamă și fiu s-a manifestat în patologie. Când toți cei din jur sunt mai răi decât voi! Tot ceea ce nu se potrivește cu noțiunea voastră de relație de familie este greșită și nu ar trebui să fie. Mama ta este o femeie egoistă. Și-a construit viața în așa fel încât să încurce în pânza pe fiul ei, fără curaj și să nu-l facă să se simtă liber. Acum întoarce-te la ea și lasă-ne în pace. Cocoșat ca și cum ar fi îmbătrânit cu mulți ani, Sergiu s-a întors și a plecat. S-a întors în prag și a privit în sus cu ochii unui câine maltratat. Și a spus: Pot să vin mâine când fiul meu se va trezi? Clarisa a luat o bucată de hârtie, a scris repede ceva pe ea și i-a înmânat-o soțului ei. Acesta este ceea ce are nevoie fiul nostru în viitorul apropiat. Cumpărați și participați la viața lui. Să știi că îți spun ca femeie, ca fostă soție: că până nu simți că viața trece pe lângă tine, nu vei înțelege ce este viața. La revedere, Sergiu! Ușa s-a închis. Clarisa a alunecat cu spatele pe perete. S-a terminat! E liberă! Cine știe, poate va întâlni pe cineva pe care îl iubește și care o va iubi. Principalul lucru din viața ei este deja un băiețel a dormit, întins în pat, care a făcut din ea o femeie cu drepturi de pline. S-a uitat la fiul ei, a dormit și a ieșit din cameră. Trebuia să se pregătească pentru întâlnirea de mâine cu prietenele ei, unde se vor discuta cele mai interesante subiecte despre bebeluși.